Dacă mai aveți câteva zile libere și vreți să le petreceți în liniște, dați o fugă în Apuseni. La cota 1400, în Poiana Călineasa, găsiți lăcașul de vară al moților. Casele din lemn răsfirate pe dealuri sunt desprinse parcă din povești. Turiști din toată lumea sunt fascinați de frumusețea locului și vin și mai des acum de când drumul a fost asfaltat. Peste 100 de colibe, cum își numesc moții casele din lemn, sunt răsfirate pe crestele muntelui Bihor. Oameni harnici, moții și-au construit și o biserică unde merg la slujbă, pentru că stau în Poiană din mai până în septembrie, cu tot cu animale. Și sunt bucuroși când au oaspeți, care sunt primiți cu bucate tradiționale. Cu o bucățică de caș proaspăt, un balmuș. Ce spun? Foarte bun și gustos. Cu dulceață, e fructe de pădure, afine, zmeură, mure. Fiecare are coliba lui. Da, și coliba. Când vin turiștii, cu ce i-au venit? Cu care ce doresc. Dacă dorești smântână, brânză, balmuș, scoveri. Ce spun când le dați bunătăți? Oh, ce mulțumesc, bunătăți, mulțumesc. Și zici că așa ceva n-am mâncat. Ca așa aici. În ultimii ani, moții și-au montat panouri solare pe colibe, pentru că nu aveau curent electric. Panou solar, da, panou solar. Avem lumină, lumină bună. Deci nu-i mai lampa cum era odată. Acum 5 ani, drumul care leagă Poiana Călineasa de comuna Gârda de Sus, județul Alba, a fost asfaltat, așa că turiștii ajung mai ușor la așezarea de pe culmile munților. De unde vin turiști? Din toată țara și din toată lumea. Ce spun, că e o zonă plăcută, o zonă frumoasă care nu s-ar mai despărți de ea. A, vin turiști. Le dăm balmoș, le facem plăcinti. Ce da. Spun când ajung aici? Oh, ce aer curat, ce frumos, ce munte frumos, ce biserică frumoasă, ce... Și străini, sigur că vin și străinii. Numai pe semni ne putem înțelege cu ei. Vin de prin Germania, de prin Israel, de prin Cehia, Grecia. Turiștii sunt fermecați. Chiar a meritat efortul. Este superb aici, căsuțele parcă sunt din povești. Mă bucur foarte mult că e la noi în țară, în România. E păcat să nu putem să le vizităm și e păcat să dăm banii pe țări străine. La câțiva kilometri distanță găsiți și pensiuni, unde vă puteți caza cu 80 de lei pe noapte. Dacă aveți timp, puteți vizita și cascadele spectaculoase și peșterile din zonă. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.